Înainte să începem videoclipul de astăzi, intră pe Stickered, pagina mea de Instagram, de unde poți comanda stickere personalizate cu doar 2 lei, sunt rezistente la apă și dacă comanzi peste 30, livrarea este gratuită, ai linkul în descriere. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip de reacție. De data asta nu o să mai reacționez la ținutele voastre, ci la frizură. Așa cum bine știți, pe acest canal se vorbește foarte mult despre cum să arăți mai bine, iar părul este un factor important. Așa că v-am cerut pe Instagram să-mi trimiteți o poză în care vă stătea părul cel mai bine ca eu să-mi spun părerea sinceră într-un video. Am vrut să fac acest video în primul rând de distracție și în al doilea rând pentru că știu cât de greu e să îți găsești frizura care să ți se potrivească. Și sper ca părerea mea să te influențeze în bine, așa că să-i dăm drumul. Începem cu Leonardo DiCaprio după o lună în vas lui. Dar știi ceva? Nu cred că stă rău. Ești printre singurii băieți pe care am văzut care au cărare pe mijloc. Nu sunt foarte mulți, adevărat, dar cred totuși că ar trebui să îți lași părul de sus mai lung ca să poți să-l dea puțin pe spate. Și cred că ar ajuta să folosești un produs de păr care să îi dea această strălucire puternică de wet look. De data asta nu o să mai dau note ca la îmbrăcăminte, o să spun doar dacă îmi place sau nu. Sincer, îmi place și nu credeam că o să spun asta la cineva care are cărare pe mijloc. Dar bravo pentru curaj. Frate, ai o freză foarte mișto, îmi place că are textură, are acea linie care delimitează partea mai lungă de perciuni. Nu știu dacă ți-ai făcut-o tu singur sau ți-a făcut-o un frizer, dar arată foarte bine pe tine, are și volum. Până acum un an obișnuiam să îmi fac și eu niște dungi prin păr. De obicei aveam două dungi aici la spate. De atunci am considerat că m-am maturizat și eu puțin și n-ar mai fi totuși ok să am dungi în cap. Nu cred că e ceva greșit cu asta, pur și simplu nu îmi mai plac mie. Dar pe tine arată foarte bine dunga asta, îmi place. Ăsta e Leonardo DiCaprio după două luni vasului, nu una. Ești un băiat care are trăsături foarte frumoase, arăți bine, însă cărarea pe mijloc nu e pentru tine, spre deosebire de primul băiat. Văd că mi-ai trimis mai multe poze pe aici, însă în niciun an nu folosești produse de păr. Toate sunt cu tine cu părul balandal. Și asta este problema pentru foarte mulți adolescenți, nu folosesc produse de păr sub nicio formă. Ei bine, dacă vrei să îți stea părul pe tot parcursul zilei, trebuie să folosești produse de păr și să ai grijă de el constant. Din păcate, nu-mi place. Frate, și tu arăți foarte bine, ai o barbă pe care mulți băieți și-ar dori să o aibă, însă cred că aici e puțin prea mult volum, adică părul tău e cât jumătate din fața ta. Cred că ar trebui să-i oferi puțin mai multă textură, pentru că arată ca și cum ai avea un bol pe cap. Și nu o lua în nume de rău, pentru că și eu am avut o frizură tot în genul ăsta. Nu avea deloc textură și arătam ca și cum aveam un batic pe cap. Un batic voluminos. Așa că sfatul meu este să reduci puțin din volum și să-i oferi mai multă textură. Deocamdată nu-mi place. What the fuck is that? Frate, ce ai pe cap? Un mop? Aia mi-ai trimis și a doua poza, asta este mult mai ok. Bănuiesc că îți lași părul să crească, nu? Prima poză nu-mi place, însă a doua îmi place. Arată de parcă avea păr fantomă pe jos pe aici. Nu știu ce e stilul ăsta și nu știu ce să cred despre el. Părul de sus arată foarte mișto și se vede că a fost aranjat de un frizer. Probabil ți-a făcut poza după ce a terminat cu tine. Mărturisesc că n-am mai văzut niciun de stilul ăsta, însă nu cred că îmi place chestia asta de pe lateral. Dar restul este ok. Este undeva între. Adică nici nu-mi place, nici nu-mi displace. Și că aici îmi stătea părul foarte bine. Mamă, ce naiba, doar când erai mic îți stătea părul foarte bine. Sunt sigur că ai avut și zile mai bune. Uite un băiat care are părul creț. Și sincer, la băieții cu părul creț, cred că le stă foarte bine cu el natural, adică și fără produse în păr. Însă cred că merită să investești și într-o placă de îndreptat părul în caz că vrei să ai un look mai elegant, un păr mai drept. Pentru că știu că părul creț poate deveni foarte încălcit și e destul de enervant dacă devine prea încălcit. Deci cred că merită să cumperi o placă de îndreptat, însă îmi place și cum îți stă acum cu el natural, așa că like. Avem un tip care este sau pare puțin mai în vârstă decât majoritatea urmăritorilor mei și observ că din păcate încep să îți pierzi părul. Chelia începe aproape întotdeauna din colțurile frunții și se extinde în tot capul. Însă, după părerea mea, nu este întotdeauna o tragedie, mai ales dacă ai o barbă deasă și mișto cum e a ta. Cred că ai arăta la fel de bine, dacă nu mai bine, și dacă n-ai avea păr deloc. Deocamdată îți stă foarte bine și așa, este un stil, un look clasic, îmi place. Deci dacă mi-ar sta mie bine tipul ăsta de freză, cred că l-aș purta până la sfârșitul vieții.
Doar că pe mine nu stă bine pentru că am dita mai fruntea. Cunosc foarte mulți băieți care au stilul ăsta de freză și beneficiul principal e că nu mai trebuie să pierzi timp ca să îl îngrijești și să-l aranjezi. Dezavantajul e că îți crește părul foarte repede și după o săptămână sau ceva de genul nu o să mai arate la fel de bine, nu o să mai arate la fel de fresh. Dar la cum arăți în poza asta, îmi place. Singura fată din peste 300 de mesaje care a avut curajul să-mi trimită o poză. Tocmai de aceea o să te bag în video. Nu este o poză atât de clară sau din care pot să-mi dau seama foarte bine cum îmi stă părul, însă ești creață și mie îmi plac fetele crețe, așa că îmi place. În sfârșit, un băiețel cu părul lung. Pentru vârsta ta, chiar îți stă foarte bine cu părul lung. Mai ești și blond. Și asta te ajută într-un fel. Cei cu părul blond sau șaten tind să aibă părul puțin mai moale și le stă mai bine cu părul lung decât bruneților. Am încercat și eu acum vreo 2 ani să-mi las părul să crească. Am avut în jur de 8 luni de când nu m-am tuns. Numai că am avut și încă am o grămadă de vârtejuri sau de zbârnei, cum se mai spun, în partea asta. Iar când a crescut părul pe aici, pe la spate, nu puteam să-l controlez în niciun fel, nici cu un tub de fixativ. Și chiar că foloseam un tub de fixativ de fiecare dată când îmi făceam părul, pentru că altfel nu stătea sub nicio formă. Deci, cu alte cuvinte, părul lung nu e pentru mine și sunt puțin invidios pe cei cărora le stă bine și ție chiar stă bine. Îmi place. Wow, avem un afro-american printre noi. Așa stă ție părul în mod natural? Dar cred că este diferit. E diferit de toate celelalte frizuri și asta te avantajează. Deci, îmi place. Trebuie să fii puțin atent cu cărarea pe mijlocul capului. După părerea mea, nu arată tocmai bine. Am avut și eu tipul ăsta de freză. Mă rog, când eram eu mic, mă tundeam la o frizerie destul de modestă și frizerița de acolo mi-a făcut cărare până pe mijlocul capului. Deci, dacă vrei să-ți faci dungă pe cărare, sfatul meu este să nu te duci până în mijlocul capului și puțin mai în lateral, da? Deocamdată nu-mi place freza ta. Vedeți despre ce vorbesc? Eventual, tunde-te scurt și lasă părul să crească înapoi în mod normal, fără cărare pe mijloc. Uite un băiat vopsit, exact cum am fost și eu vopsit acum un an jumate. Da, m-ai auzit bine, m-am vopsit. Însă n-am pus nicio poză pe niciunde, nici pe Facebook, nici pe Instagram și a durat doar o săptămână. A fost pur și simplu o joacă de-a mea și de-a prietenilor mei. Și ei s-au vopsit numai că alte culori, blond și gri. Eu m-am vopsit mov. Bine, am vrut să fie mov, dar de fapt a ieșit un roșcat și nu mi-a plăcut de nicio culoare, așa că după o săptămână m-a vopsit maică-mea înapoi. Poate puteai alege altă culoare, dar deocamdată nu-mi place. Clarificare, sunt băiat, asta mi-a scris domnul mai jos de poza asta. Nu sunt mare fan codițe la băieți, însă dacă adopți un stil vestimentar gen rock, cred că se potrivește părul lung și poți să te joci cu el în codițe. Dar totuși, nu-mi place. Avem și un băiat care are breton. Și bineînțeles că și eu am avut breton, numai că puțin mai lung de atât. Dar la tine este părul puțin mai texturat și ăsta îi dă un look destul de fresh și de mișto. Deci nu pot spune că te prinde rău, ba din contră chiar stă bine, așa că îmi place. Cam acestea au fost toate pozele pe care am apucat să le pun eu în videoclip. Bineînțeles că au fost mult mai multe de atât. Multe frizuri foarte, foarte ok. Se vede că am făcut o treabă bună și v-am oferit sfaturi ajutătoare legate de păr. Dar am încercat să iau frizurile care sunt puțin mai interesante și care nu se repetă. Dar să știți că majoritatea dintre voi aveți o freză foarte, foarte tare. De data asta nu o să prezint un câștigător ca la videoclipurile cu ținutele, însă vreau să spun ceva. Eu am avut toate stilurile de păr posibile. În sus, în jos, în stânga, în dreapta, scurt, lung, am fost vopsit, am avut dungi în cap. Ce vreau să spun este că e foarte important și foarte bine că experimentați. Ca să găsești stilul care ți se potrivește cel mai bine, bineînțeles că trebuie să experimentezi, să încerci stiluri noi, care nu o să stea toate ca lumea. Dar trebuie să îți asumi acest risc dacă vrei să ajungi la cea mai bună versiune a ta și sper că acest video te-a adus cu un pas mai aproape. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o și să-mi dați un follow la EddieAdvice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare, nu uita, pune eu în reușită, nu un rateu. Pa, pa!